Hai că vine. În cadru, în cadru. Ok, ok, mai vedem. Se vede? Nu. Nu se vede? Păi unde o pun? Unde o pun? O pun în dreptul meu? Da, nu te mai vezi tu. Mamă, cât e de mare. Așa. O iau, să nu cadă. Bun. Bună și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi o să facem un mare, mare unboxing. Mare, uriaș. Deci nu se vede cutia, dacă cred că o să cadă. Sunt multe, multe, da, multe lucruri interesante. Le-am luat de pe NewCheek, aveți link-ul în descriere. Eu abia aștept să le deschid. N-aveți idee cât am așteptat momentul ăsta. Și Nicolas, deci, mi-așa? Da. Facem, da, un video, bineînțeles. Cuvinte. N-am mai făcut un haul, cum îi zice, un mare unboxing dintre ăsta la diferite chestii casnice și jucării și prostii. Bă, cu care începem? Ia și tu. Iau ce nimeresc exact, da, de sus. Deci e ceva ieșit aici în afară. Asta sunt sigur că e pentru tine. Asta e pentru mine? Da. De unde? Tu l-ai comandat. Da. Băi, deci nici nu mai știu exact ce aveam și ce nu, dar hai să vedem. Mă, stai puțin să pun ăsta jos, că e prea mare și... Intră. Te-a ajuns sau îl desfăște? Și dacă ți-l rup? După aia zici cum să ți-l rupi? Da. Păi vezi, nu mi-l rupe. Ia stai. Încerc așa, hai să te desfac. Gata, lasă că... Curios e Nicolaas, fii atent, să uite. Sunt sigur că o să tragă de tot. Cred că aici era un... Smeu? Smeu, cred, nu? Cred că smeu. S-ar putea să fie smeu. Deci... O să ziceți... Cum? De ce ți-ai luat un smeu? De ce, da, să nu-mi iau un smeu? Pentru că n-am avut când eram mic. Ba nu, am avut foarte multe smee când eram mic. Da, nu le-ai apucat. Dar niciodată unul de ăsta. Și... Dar ce e? Ce formă? Un vultur mi-am ales. E un vultur? Un vultur. Ai mare. Stai. Aia nu mare, când nu știu. Da. O să ne jucăm cu el. Avem aici, da, e foarte mare. E cred că vreun metru sau mai mult. Dar nu se vede. Deci avem aici un mega, de fapt e primul smeu al lui Nicolaas, doar că eu o să-l controlez, da, pentru că el nu știe. Da, o să mai reziste până. Da, până atunci. Mamă, deci oricum, ați prins ideea. E un smeu foarte, foarte mare. Dar încerc, da, să-l întind, dar nu pot pe tot. Ia uite, îl vezi cât e de mare, nu intră în cadru. Foarte e foarte mare. Mare. Da, și imaginează să vezi chestia asta, ca o pasăre zboară deasupra curții pe aici. Dar o să mă duc în câmp, că acolo nu sunt fire electrice să-l stric sau chestii de genul ăsta. Da. Perivecini. Deci avem aici, ia, un smeu. Pune-l în partea cealaltă. Luăm ce nimeresc la mână sau? Da. Deci nu mă uit. Bag mâna și iau ce vine la rând. Ok. Hai. Ok. Pentru că vine iarna. Da. Ne-a luat un colac. Un pentru... colac. Da. De fapt nu e un colac. Ba da, e un... Da, e de pus pe... E că poșnește. Ok. Ok, de pus pentru WC. Pentru WC, da. Să-ți încălzești fundulețul. Da. Da, dar uite, vezi ce chestie, ce pufos e așa. Ca să stăm o oră la baie, să, da, numai. Îl pui pe colac și, bineînțeles, să-ți încălzește fundulețul iarna, numai e capacul rece. Da. Și l-am luat mob ca să nu încercăm. Da, deci, okay, bag mâna, da? Hai, bag. Sau te las pe tine să bagi mâna. Hai, pune. Ok. Hârtie. Deci aceasta este o hârtie. Ok. Ok. Deci asta chiar nu știu ce este. Asta cum nu știi, ai uitat. Pentru un not? Da, e pentru un not, pentru... Da. Voi doi, mai exact. Eu nu știu să not. Da. Deci am ales eu câteva chestii, pentru că, bineînțeles, Sabina nu știe să note. Iar Nicolaas nici atât că e în detail. Eu cred că știe mai bine. Dar să e un fel de... Perfect. Ca să nu mai tai cu gura, știi? Așa. Ok. Deci asta te ține la suprafață. Da, te ține la suprafață. Și în asta ar trebui să intru eu cu picioarele, dacă mă înșel, nu? Nu, intră sau el. Dar pentru cine? Nicolaas pentru mine când mă înșel. Deci... Tu te ții de colac, de chestia asta, iar el stă în mijloc. Da. Da. Deci el va sta în mijloc aici. Bagi asta. Da, băgăm asta albastră pe aici și are un sistem de prindere și pui copilul, bebelușul, îl pui exact în asta. Da. Și plutește. Eu stau așa și el stă în mijloc. Exact. Și el plutește. Gata. Gata, deja știe că e pentru el. Perfect. Punem acolo.
hârtiile la hârtii, facem așa. Gata, ce am făcut un cap, dărâm toate florile. Hai. Wow. Ce? Continuăm? Ok. Ok, ok. Da, asta... tot pentru tine. Deci, eu îmi iau jucării, ca să înțelegeți, dar îi vor rămâne lui. Dar ne jucăm, mă joc eu acum. Da, el nu e. Ai scăpat ăsta și îl vrei, nu? Ia-ți. Da, iar eu îl filmez în general. Avem aici un, uitați-vă, un rechin. Da, balon. Un balon rechin, adică mare. Îl controlez prin telecomandă. Da. Este, o să-l umplem cu heliu, adică o să-l umflăm. Dacă nu o să-l spargă pisicile. Da, păi nu. Sau, că o dacă să putească. Dacă nu se sparge de ceva. Și e mare, foarte, foarte mare. O să vedeți la mine pe canal cel mai probabil când o să ne jucăm cu el. Continuăm cu... Bine, Halloween-ul. Da. Facem vrăji. Bine, Halloween-ul și ne-am luat un glob magic. Avem aici un plasma light, așa îi spune, am mai văzut pe internet, mi-a plăcut foarte mult. E cu curent electric și e unul foarte mare acesta. Ok? Da. Cam așa arată. Facem vrăji. Aici trebuie să avem și încărcătorul. Care... Ok. Pe care, what the fuck is this? Da, n-avem. Deci avem aici mufă. Aici. Dar priza nu e bună. Avem priză, cred că, habar n-am ce priză e asta, dacă știți voi. Seamănă cu a noastră, dar că e, nu, e puțin dreptunghiular, așa, nu știu, altfel. Cred că e din America sau din Asia, de unde e asta? Made in China, dar așa au chinezii prizele. Da. Ok, și deci... când facem priză... Da, el, dacă îl atingi, probabil l-ați mai văzut. Ca niște fulgere. Vin niște mici fulgere, niște curent electric, așa, dar nu te curentează, e super mișto. Te arată pe... Trebuie să iau un adaptor. Nu mi-arată aici pe cutie, dar trebuie să arată bine, arată pe cutie modelul, exact cam așa face, fulgere cu aia curent. Super, am păcat că nu avem... Da, nu putem să vi-l arătăm acum, o să-i luăm un adaptor, poate îi cumpărăm chiar azi, dacă nu uităm. Stai că am prins ceva mare la mână. Ia. Adică greu. Ok. S-ar putea să fie ce e, ce cred eu, sau s-ar putea să nu fie. Și nu cred că o să-l desfac. Cred că e hamacul. Da. Și nu-l desfaci. Nu-l desfacem. Nu? E un hamac. Păi da, unde-l pun acum în casă? Îl arăt. Îl întindem. Îl arăt la cameră. Da, deci am aici un nou hamac. V-am spus că vreau da, să mai că vine iarna. Da. O să ziceți, de ce ți-ai Bogdane hamac iarna? Pentru că l-am prins la reducere și când prindem reduceri, luăm. Profităm de ele. Da, avem un hamac. Asta e Kinga de la hamac și ăsta e hamacul, dar... Și cine o să stea pe el? Cine o să stea pe el? Toți. E dublu. Da, deci e un hamac pentru două persoane. Da, bine, trei. Ok, un copil și dacă îl desfacem, nu o să mai putem să punem la loc. Da, după aia o să mă chinui, așa că mai bine nu-l desfac acum. Da. Asta e culoarea exact cum e asta. L-am luat așa să nu se vadă foarte mult, așa, să fie mai camuflat. Rezistent, ca și culoarea. Da. Pune-l acolo, deci avem un hamac dublu. A, are și plasă, deci am uitat să zic. Are plasă pentru țânțar pe deasupra. O, ține suspans. Ia, ce vrei. Ok, merită ta. Da, ok. Deci, o formă pentru gătiri de bucătărie. Facem mini torturi sau mini prăjituri cu ciocolată. E din silicon, nu? Da, ia uitați ce faine sunt. Fiecare își prezintă produsele, da, adică ce și-a cumpărat. Pentru o persoană ar veni. Poți să faci cu blat de tort, cu ciocolată. Da, mami, uite. O vrea el, gata. Da, abia aștept să încerc. De mult îmi doream o formă de asta de silicon. Dar o să facem ai, mai multe, dar nu ai așa am mare. Foarte multe, dar nu forma asta. Toate diferă. Da. Continui? Ok. Hai. Ce am nimerit? Da, asta, asta e ideea mea. Da. Ca oricărui bărbat îi trebuie de multe ori prin casă scule. Scule. Mai exact, mi-am luat aici o mică sculă. Dacă se observă, e un fel de pistol. E o mașină, o mini bormașină, ca să zic așa, cu foarte multe șuruburi. E o șurubelniță, bormașină șurubelniță, pentru că e și automată, e ca un pistol. Are foarte multe capuri. Uite, asta chiar am trebuit pentru că sper să fie bun ca și material, sincer, pentru că în mare parte am eu o autofiletantă și capul ăla se rotunjește.
crucea. Dar chiar are multe. Asta are destul de multe, măcar am de rezervă, sper să fie bun ca material, să fie tare și să nu se strice în timp. Dar oricum, o să mă vedeți folosind-o la când construiesc diferite chestii la casă, pentru animale și așa mai departe, sau orice chestie. Da, deci, hai să vedem ce nimerim. Deci, am luat două. Asta e a mea. Nu? Asta e o hârtie. Și este tot o formă. Bineînțeles. Formă de corp? Ia uitați. E o formă, pur și simplu. A, tot pentru bilioșe, ca o prăjitură. Da, iar aici pui compoziția și când o scoți, iese exact forma aceasta. Dar e super interesant. Deci că e un fel de ciupercă sau o floare, ceva de genul. Foarte, așa, foarte interesantă. Uite, poți să o faci și invers. Și poți face prăjituri la rece, cum ar veni. Așa. Ia. Pune pălărie. Așa. Gata. Gata, asta o să folosească Nicolas. Hai, continuăm cu... O hârtie. Hârtie, nu-i bună. Deci mai avem și hârtie pe aici. Continuăm cu... Cu ceva. Din ceva care tot nu prea se asociază cu vremea de afară, cu anotimpul. Deja vine iarna, mai e o lună. Dar noi ne-am luat... Deci, cred că e ceva... Pentru Nicolas, bineînțeles. Pentru Nicolas. Da. La da, anul. Se umflă. Da. Are jucării. I-am și aici îl băgăm pe el. Primul, cucioșul. Adică nu e primul, că mai are un colocel de gât. Un colac bărcuță, unde își va băga picioarele. Ia. Și bineînțeles are și jucărioare în față, are mai multe chestii. Îl pui în apă și stă perfect în asta. Gata, și aici, asta era pentru tine, știi? Adică tu stai aici. Deci, tot deci pentru e mine. Pentru mamă și pentru copil. Adică copilul stă aici, bine, mamă, tată, nu contează. Și părintele stă aici. Și se ține cu mâinile în față, știi, așa? Și ai copilul în față. 20.000 de like. 20.000 de like-uri dacă facem așa, la notăm asta. În gheață. Înveți să nu-ți. Nu, nu, da. Nu. La vară, nu. Înveți să nu-ți. Promis. Mai e până la vară. Păi la vară. Și nu știu ce e. Ok, asta e o prăstinteană. Băi, deci... E un joc. Am mai avut una de asta acum vreo 7-8 ani. Nu mai știu. Am mai avut una. A, nu e pentru el. Și, da, nu, când am văzut, am zis că trebuie să-mi iau neapărat. Îți pui berea, ceva genul? Bere, suc. Perfect. Perfect. Ok. Ăsta e un instrument foarte bun pentru... Nu mai faci nimic. Arunc-o. Un instrument foarte bun pentru gamer. Eu pentru... zic că e foarte bun și pentru Nicola. Să-i punem lapte și plecăm cu el la drum. Pentru persoanele care stau foarte mult la calculator sau la televizor, îți pui casca în cap, îți pui aici două doze. Două biberoane. Și bei. Da. Asta e pentru Nicola. Ori suc, ori bere, ori apă, ce vrei tu, absolut orice vrei tu. Dar cred că mai mult suc sau bere. Dar bere văd că cred că sunt astea cam mici. Da, deci cam așa. Ia. Hai, în cap. Da, așa. Ce bine este. Mami, își trage aici. Hai. Ia. Bagi. Da, gata. Direct. Da. Da. Deci pentru Nicola, să-ți punem lapte aici. Îi punem lapte. Da, să știi, mă, poți să-i pui biberoanele. Bă, îi punem biberoanele și gata, direct. Continuăm cu... Din nou o pentru formă. Tine. Bine, mi-a luat foarte multe forme. Asta știu sigur că mi-a luat foarte multe forme. Pentru că de mult îmi doresc forme din acestea. Pentru prăjituri. Exact. Am promis da, că... dar sunt diferite, adică nu găsești. Da, toate sunt la fel. Sunt foarte diferite. Da. Plus că la noi, pe dacă te duci într-un magazin, cred că sunt foarte scumpe. Aici sunt foarte ieftine. Ce-mi plac. Și-s bune deci cu sunt niște prăjituri, așa. Super. Dar cred deci că avem... să le facem ca să... Ia, știu că... Ia, fii atent. Încă una. Ia. Deci, fiecare cu ce vrea. Ia cu bucătăria, eu cu jucăriile. Mai că n-am avut timp să fac. De luat am luat. Da, tot am cumpărat și am cumpărat și am cumpărat. Uite, vorbă de inimioară. Astăzi. Ia uitați cum arată la spate. Poți să faci și gogoșinele. Sau ouă. Da, mami. El le vrea pe toate. Ia-o și pe asta și pe asta. Hai, mai avem? Stai că ajung la pus și... Asta ce mai e?
Nu mai știu. Nu. Cumva șorțuri? Seamănă față de masă. Față de masă sau șorțuri? Că nu mai țin. Seamănă, am zis. Ia, tot frumos. De ce nu dai față? Știu ce e. Aia pentru poze. Pentru poze. Pentru poze. Da, deci ne-am luat... Ia. Am luat pentru ședințele foto. Mai trage, mai trage. Pentru ședințe foto, ca să facem cât mai multe. Ok, destul de mare. Un panou. E așa de drăguț. Hai să zic. Uai, ce tare, bă. Ia, trebuie să o punem. Pune-o în spatele lui Nicolas. Uite așa. Bine, că invers. Trebuie să tragi la tine. Așa. Așa e? Nu, invers. Tragi așa. Uite așa. Aici e capătul. Aici e capătul. Nu, ține-o de aici. Ține-o de aici. Așa. Cam așa, cred. Da. Ține-o bine. Vai, super, super, super drăguț. Nu știu dacă se vede toate. Are baloane. Da. E un peisaj, îl pui pe suporți și faci ședințe pozuri, faci ședințe foto cu familia. Vai, super, da. Super drăguț. Deci o să vedeți poze, eu am ieșit din cadru, cred. Da, ca un șemineu. Acum, da, acum o strânge-o. Da. Că nu mai ajung. Trebuie să fie două dintre astea sau trei, câte am luat, nu mai țin minte. Deci avem aici... Pui periuțele de dinți? Da, da. Exact. Periuțele de dinți, pastă, suporți la baie sau chiar și la bucătărie. Da. Îi pui pe gresie, pe faianță. Da. O buburuză care arată cam așa și are niște ventuze, o lipești oriunde, cred că și pe frigider dacă vrei sau nu știu, dar nu cred că stă. Oricum e pentru la baie și îți pui periuța de dinți și asta aici. Și erau cu două. Stai că eu nu mai ajung. Vei că am luat un apă roz să fie spularea mea, probabil. Ok, continuăm. Da, acesta este tot așa un fundal. Tot un fundal, da. Dar nu-l mai desfacem că nu pot să-l pun la loc. Da. Durează mult. Dar nu știu. Cred că era un peisaj de primăvară. Presupun. Nu mai țin minte. Mami. Mici. Gata. În continuare, avem aici un mic cort, ca să zicem, un cort mai mare, dar nu pot să-l desfac pentru că trebuie să-l montăm. E, nu mai știu cât de mare era, aveam undeva la 2-3 metri. Parcă e un fel de cort de grădină, un fel de, nu mai știu exact. Când o să-l desfac, o să vi-l arăt, dar n-are rost acum să-l întind, pentru că e foarte, foarte mare. Oh, asta e pentru și tine. Și bineînțeles, dacă vedeți că este cu roz. Ai, uitați! Eu țin bine? Ce asta? O trusă! Pensule, da. Roze, bineînțeles. De fardat sau de desenat? Uite ce fel arată asta, știi că e coadă de pe unul. Asta parcă e coadă de pe unul. Da, uite pe asta. Mamă, dar câte are, băi? Câte are? Are vreo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 32, mamă. Are multe. Doamne, de când mi-am dus una. Și am zis să-mi ia. Da. Dar cred acum... că asta e cu surorile. Aici era. Și aici ce era? Aici era. N-am idee. Ok. Ia uita și o facem așa frumos, frumos, frumos. Ah, și o și strângi, da. O să o legi. Nu ocupă mult spațiu. Da. Sunt pe mai multe culori, dar bineînțeles că eu mi-am luat culori. Da. O altă buburuză, da, după cum am zis, una roșie și una albastră. Mă așteptam să fii prost. Fiecare are câte una. Mai avem asta aici, mai... asta e a mea. Ah, okay. Asta e a mea. Da, pentru mine, bineînțeles, mi-am luat mai multe scule, mi-am mai luat și o mică ruletă cumpănă cu laser, are mai multe funcții. Deci atât de mare, câte construcții ai să faci cu ea bucată. Băi, nu contează. Asta e de buzunar, așa, e un instrument de buzunar pe care trebuie să-l ai, ori în mașină, uite. Avem aici, cumpăne ea să vedem, îi dreaptăm așa. Așa, așa. Op, uite, are și baterii, fii atent. Ai, deci, pe baterii? Masa este perfect dreaptă, băi. Bravo. Așa, la înălțime nu avem cum. Hai să vedem ce mai măsură pe aici, dar nu acum. A, bun, bine. Deci avem, are și o ruletă cu o riglă. Are, uite, are și ruletă. Multifuncțională. E multifuncțională, exact. Are foarte multe. Ce scrie aici? Pull tire. Bun. Are mai multe funcții. Are și laser, uite, vezi? Uh-huh. Are laser și are baterii pentru laser. Aici se pun bateriile. On, off.
Deci ne apucăm de construcții, gata. Mă fac zidar. Nu mai are stare. Avem aici. Ok, ăștia nu sunt ai mei. Băi, eu ți-am zis dacă vrei și tu și n-ai vrut. Deci n-am vrut. N-am vrut. Deci, deci n-a vrut să-și ia cei mai șmecheri papuși pe care i-am pentru văzut plajă, în viața mea. Și pentru plajă și nu numai. Cine poartă așa ceva? Pești în picioare. Papuci în formă de pește, mă. Ia să dați seama cât de comod sunt. Uite. Bă, dar... învin. Avem papucei în formă de pește, ai mă. Ai și ochi aici, fete. Are și ochi? Da. Da, mă. Deci papuci în formă de pește. Eu am zis că iau la plajă pe ăștia așa, să fie mai... Ce faci? Bate cu papucul, deci vedeți? Da. Și am zis dacă vrea să-și ia și ia o pereche. Și a zis că nu vrea. Nu. Mi-am luat singur, o singură pereche. Da. Pe care, bineînțeles, cu siguranță să-mi poarte și ea, dar acum, ca întotdeauna, nu zice că nu-i poartă. Da. Deci avem aici niște papucei în formă de pește, super drăguți. Hai să vi arăt mai de aproape. Uite, cam așa arată. Zici că am călcat pe el și l-am tuflit. Asta cred că e tot pentru tine, da, bineînțeles. Da, bineînțeles. Ia să vedem. O desfac așa, așa. E o trusă de make-up. Ia uitați. Da. Hai să o desfacem. O trusă. Asta. Totul. O trusă micuță. Pe care tu ți-o doreai cam mult, nu? O micuță cam mare, mi se pare. Iar tu acolo, pe de-aia. Cam mare, mi se pare. Câte are, mă? 32, cred. Deci are asta. O super trusă. Cu foarte multe culori. Păi astea. Da, mi-am luat pensule, mi-am luat trusă. Poți să ating? Da, poți să te șmachezi dacă vrei. Dar ce faci, dai multe de aici? Cu ploapă, multe de aici. Nu știu, dar Bogdan, dar cum o machiez eu? Nu știu, așa, uite, o vrea el. Deci dar... Bogdan folosește trusa pe toată fața. Vrea și el, dar nu ai voie că o, cred că o, ți-o sparge. Aia dacă era cutiță. Da. Na. Eu știu ce o să fac cu ea, o să o trântească. Și mai sunt încă 3 produse, cred că pentru tine toate. Ia. Cam asta e în cutie. Asta, cu siguranță, tot forme. Da. Asta e pentru tortul, cumva? Da. Dantelă. Faci dantelă. Wow, și wow, atașezi pe tot. Este o pudră specială. O atașezi, o întinzi, o lași să usuce, apoi o iei și o pui pe tot. Iată, puțin mai de aproape. Cam astea sunt formele de pe această, acest covoraș. Și astea tot la fel? Da. Astea sunt niște biluțe. Adică faci biluțe. Da, și pui pe marginea tortului. Da, ca niște bombonele poți să faci. Iar asta n-am idee ce este. Iar asta ai cum, ai uitat că doar ți-am arătat. Tu ai ales culoarea. Ia gândește-te. Okay, înoată în apă. Sirenă. Ai. O coadă de sirenă. Da, o... deci, ca, deci Bogdan o să se îmbrace în sirenă. Are de și papucei. Da. De Halloween. Dar nu, că sirena are coadă, n-are pe, n-are de ăștia. Ia, vezi? Stați. O coadă de sirenă, da. Vedeți și ales și culoarea. Ia uite ce mare, ce șmecher, da. E un fel de pantalon cu coadă de sirenă. Eu mă gândeam că aș putea să fac un fel de farsă. Cum ai putea merge cu ei? Dar nu merge, noți cu ei. Ah. Păi e noți. Frigă, asta zic. Pentru notat acum. Dar să te duci la o piscină undeva. La vară, când vine vara. Nu deci acolo. Când vine vara o să-l vedeți pe Bogdan, da, în piscină. Nu, o să fiu un sirenoi. Da, cam siren. Un sirenoi. Op. Stai că vrei ceva. Da. Apa? Ce vrei? Ia-l pe ăsta. Bun, și cam acestea au fost produsele. Sperăm că v-a plăcut. O să vă lăsăm link-urile în descriere să vă uitați în detaliu la toate. Nu uitați să dați un mare, mare, mare like și să adunăm cât mai multe like-uri. Data viitoare cu un nou video. Exact. Da. Pa, va. Că mă bate Nicolas. Și acum curățenie. Da. Hai. Tu atăle, eu pe mele. Ok.